Salutare, astăzi vă prezint soiul Riana sau Reiana. Sunt roșii bulgărești cu creștere nedeterminată. Cu această ocazie am să iau câteva pentru consum, fiindcă sunt aproape coapte. Am aproximativ 13 fire în acest solar. Sunt roșii cu o greutate de 170-190 de grame. Și pot să spun că și la mine au cam aceeași greutate, poate puțin mai puțin, adică 150 de grame. Nu au crescut foarte mari. Față de Rila F1, mi se par puțin mai mici și cu o legătură mai slab dezvoltată. Deci acum vă arăt Rila F1, care a ajuns la al cincilea etaj și sunt foarte viguroase, pe când Riana a rodit foarte bine pe primul etaj, dar treptat a început să nu mai lege. Deci aici avem primul etaj, al doilea etaj, al treilea etaj, vedeți, decât una, restul a avortat. Al treilea etaj, o singură roșie și văd că s-a oprit din creștere. Nu s-a mai dezvoltat. Greșeala mea este că le-am lăsat pe majoritatea pe două ramuri, după cum vedeți. Pleacă două ramuri. Și asta a făcut să le forțeze creșterea. Uitați ce aici le-am dirijat pe două ramuri. Primul etaj, al doilea etaj, al treilea, iar al patrulea a legat decât o roșie. Al cincelea, care nu mi se pare că mai leagă. Cred că o să renunț la ideea asta de a le lăsa pe câte două brațe. Deși inițial am fost încântat de idee. Cred că mai bine este direcționată pe un singur ram principal. Sper să fie gustoase. Asta este ce mă interesează. Față de Rila F1, mi se par mai mici. Mai mici și cu o legătură mai slab dezvoltată. Acestea sunt Rila F1. Al treilea etaj, al patrulea etaj, cinci flori pe al șaselea și dacă nu mă înșel, să meargă și al șaptelea. Mulțumesc pentru vizionare, ne așteptăm la următoarea prezentare cu alt soi.